Câți de aici sunteți părinți? Haideți, vă rog, o mână ridicată sus. Încă... Știți care e partea frumoasă la a fi părinte? E că poți să observi mai neauș ca Ardeleanu, mai lent, dar poți să observi foarte bine anumite lucruri, anumite fenomene, anumite procese pe care n-ai avut timp, fie că ai fost prea găbit să crești mare, fie pentru că ai vrut să treci pe niște etape, n-ai fost prea meditativ de felul tău și n-ai apucat să le vezi în propria ta viață, dar poți să le observi în viața copiilor tăi. Mai și vorba românească, așca nu sare departe de trunc, deci cam îți dai seama cum e unul și celălalt. M-a binecuvântat Dumnezeu, vă spun că e o binecuvântare și o destul de mare responsabilitate să fiu tata trei băieți. Din nou, atât s-a putut. Dar, ce vreau să vă spun este că am avut cumva, să zic, înclinația asta de a fi foarte, foarte analitic, dacă vreți, cu primii mei doi băieți, cu al treilea nu mai are răbdare, vă spun. Nu știu cum sunteți voi, dar timpul zboară prea repede. Dar cu Rafa și cu Filip am avut timp să mă uit în viața lor la niște lucruri, la niște fenomene care, prin care au trecut, niște procese de maturizare. A fost o perioadă în viața lor când pur și simplu nu le păsa de bani. Efectiv, la un moment dat țin minte că i-am zis lui Rafa când o mers, v-a remis în clasa întâi, tati, ține acolo, uite, niște bani, cine știe, nu-mi trebă. Bă, dar poate îți cumpăr ceva, tati, nu vreau. Slavă Domnului, ce poți să spui? Nu vreau. Și a fost o perioadă atât în viața lui cât și a lui Fili, când pur și simplu nu puneau deloc preț pe bani, nicio valoare, nu le păsa ca și cum n-ar fi fost. Bă, aproape că îi spuneam, bă, dar ia să ai cu tine, că e bine să ai. Tate, dar n-am ce face cu ei, foarte bine. Dar când au început să crească și când și-au dat seama că cu acești bani poți să cumperi jucării, dulciuri și alte chestii, tricouri cu fotbaliști sau mai cu știu ce își doresc foarte mult, au început să devină foarte posesiv cu ei. Acum, dacă vreau să vă spun că înainte îmi dădeau ei banii lor, mergeau la colindă, bucură și copiii, dar mai tare părinții. Și țin minte că veneau blindați de prin sat, de la bunici, de la neamuri, colindau neamurile și veneau. Și toți banii mi-i dădeau mie, tati, poftim, ce să... Tati, ține-i tu, n-am ce face cu ei. Așa v-am crescut, îmi place. Da. A fost o perioadă scurtă, vă garantez. Pentru că, pe cât de mult, credeți-mă, nu puneau preț pe bani înainte, mi-i dădeau toți. Eu vreau să vă spun unde s-a ajuns mai nou. Acum am cer. Și acum am cer bani. Bă, zic, da, ți-am mai dat. Știu, tati, dar numai așa. Vreau să vă spun că și-au făcut fiecare un fel de Swiss Bank, au amândoi două borcane foarte mari. Bine, monede de 50 de bani, de un leu, de tot ce au, dar tot ce adună strâng acolo și mai și cântăresc, uite unul la altul să vadă, nu cumva are mai puțin sau mai mult. Efectiv, cu orice ocazie cu care, prind ocazia să-mi ia bani, îi iau de pe mine. Deci aproape tati fac, dar îmi dai ceva. Deja nu mai îmi dau, ci trebuie să le dau eu. Ba chiar s-a ajuns, vreau să vă spun acolo, încă la un moment dat, nu știu, s-a întâmplat să rămânem efectiv fără bani într-o zi. Pur și simplu am rămas fără bani pentru câteva ore. Și țin minte că m-am gândit cu Alexandra, mă, ce facem? Ba, o prunci bani în borcane. Numai că dacă iei, fără să ceri, bai. Și țin minte că m-am dus la Rafa și am zis, tati, poți să-mi dai niște bani? O zis, îi dau, dar împrumut. Evreu din el, deși nu sunt, sunt bulgar, se pare pe linie genealogică, dar evreu deja mi dai cu împrumut. Bun, bine, dăm, nu știu, a avut 50 de lei, bun, din coace. Și mă duc și mă la Rafa. Ce face? Rafa ia un caiet. Și zice, păi ce scriu? Să nu uit. Și vreau să spun că un caiet acolo, toți datornici străcuți, cu dobânda la zi, cred că-i pus roborul, IRCC-ul, toate spuse acolo. Ba la un moment dat, eu știu că sunt pastor penticostal și cred în minuni, dar am văzut o chestie foarte penticostală. Știți că există șervețelele alea cu bancnote de euro, care sunt imprimate cu, zici că euro? Acum, nu orice, una de 500 de euro. Nu știu unde a făcut rost de Rafa. A venit cu un șervețel și era de noi cu imprimat cu bani, 500 de euro pe ea.
Și într-o seară îl văd pe Rafa punându-se pe genunchi și rugându-se: Doamne, fă, Doamne, ca șervețelul ăsta să devină realitate. Pentru că mi-am dat seama, mă uitat la măi, are mare credință ai. Știți care e ideea? Există o perioadă în viață, în copilărie, când nu prea pui preț pe lucrurile acestea. Dar când înaintezi în viață, când începi să te lovești de probleme, când îți dai seama că banii sunt importanți, începi să cauți să-i adun foarte mult. Oameni buni, știu că subiectul din seara asta nu e foarte confortabil, dar subiectul în sine necesită o atenție foarte, foarte importantă, pentru că știți că suntem în... Duminica trecută am predicat despre ce nu poți să iubești atunci când iubești și am vorbit despre lume. Un al doilea lucru pe care nu poți să-l iubești când îl iubești pe Dumnezeu sunt banii. Voltaire a avut o vorbă, din păcate se aplică în multe cazuri, în dreptul multor oameni. Toți oamenii au aceeași religie când vine vorba de bani. Când vine vorba de bani, spunea Voltaire, toți oamenii au aceeași religie. Să ne păzească Domnul, să fim atât de ecumenici în zona asta. Sau există de asemenea un citat foarte cunoscut al lui Oscar Wilde din portretul lui Dorian Gray. Omul ăsta spune la un moment dat o afirmație, din păcate, foarte adevărată. Și oamenii păcătoși, precum Oscar Wilde, poate să facă observații bune. Și a zis așa, oamenii de azi cunosc prețul oricărui lucru și valoarea niciunuia. Cât trebuie, dar nu contează despre ce este vorba, cât. Totul se cântărește, se cuantifică în preț și nu mai vedem valoarea. Fraților, cuvântul lui Dumnezeu din această seară, din 1 Timotei, capitolul 6, vreau să înțelegem niște lucruri foarte clar din capul locului. Pavel nu scrie contrar mentalității noastre sau, dacă vreți, a folclorului nostru evanghelic de foarte multe ori. Pavel nu scrie aici împotriva ideii de a avea bani. Pavel nu scrie aici, nu ăsta e scopul în ideea de a nu avea bani, să fim toți sărași. Nu-i vorba despre asta. Pavel nu ridică sărăcia la nivel de virtute și bogăția la nivel de compromis în mod implicit. Accentul, dragii mei, însă cade, știți pe ce? Pe acest pericol reprezentat de iubirea de bani. Și Pavel atrage o atenție sporită în direcția aceasta. Oameni buni, vreau să vă spun ceva legat de bani în sine. Nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani. Asta e mare diferență. Deci nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani, adică atitudinea pe care eu o am față de bani. Pentru că din punct de vedere, dragii mei, moral, banii dragi, sunt neutri. O să fac un gest, sper să nu interpretați greșit, dar ca orice român am luat împrumut acum la începutul programului. Deci nu sunt ai mei, să înțelegem. Asta e o bagnotă de 100 de lei. Caragiale. Din punct de vedere moral, ăștia nu-s nici răi și nici buni. Banii nu au valoare morală. Banii sunt amorali. Însă, dragii mei, ceea ce îi face, ceea ce îi reprezintă imoralitatea este atitudinea pe care eu o am față de ei. Modul în care eu mă raportez și cu tine la ei poate să mă transforme pe mine, să-mi transforme viața într-o viață imorală. Pentru că, repet, nu banii sunt rădăcina tuturor relelor, ci iubirea de bani. Pentru că, dragii mei, lucrul ăsta este, și vreau să-l înțelegem cât se poate de clar, există o mare diferență între a întrebuința banii și a iubi banii. E o mare diferență. Nu-i tot una, nu putem să le băgăm la grămadă. Însă, în același timp, dragii mei, uitați-vă la un pericol foarte mare din capul locului pe care vreau să-l sesizăm. Atunci când iubești banii, atunci când cazi în această iubire interzisă de Biblie, atunci când te îndrăgostești de bani, atunci când începi să iubești banii într-un mod obsesiv și nu pe Dumnezeu, vă rog să fiți atenți cum, iubind banii, vei încălca toate poruncile din Decalog. Mi se pare foarte interesant asta. Iubind banii, vei încălca absolut toate și oamenii, ascultați-mă, încalcă rând pe rând toate poruncile din Decalog. Care sunt acestea? Să nu ai alt
Dumnezeu. Și spune cuvântul Dumnezeu că pentru unii Dumnezeu e mamona. Și încălcăm porunca lui Dumnezeu. Mai mult de atât, dragii mei, în decalog este această poruncă să nu ai idoli. Și adevărul este că pentru unii, din cauza iubirii de bani, dragii mei, aceștia au fost puși mai presus de Dumnezeu. Când te interesează mai mult banii decât Dumnezeu, când iubești mai mult banii decât îl iubești pe Dumnezeu, ai căzut într-o idolatrie. Mai mult de atât, uitați-vă, atunci când iubești banii, vei lua numele Domnului în deșert. Pentru că există oameni care din dragul de a obține ceva, un avantaj, un contract sau nu știu ce, ajung, dragii mei, uneori ca să fie mai credibil, uite, Dumnezeu mă vede! Și uneori îl bași pe Dumnezeu în minciunile tale, pentru că iubești banii și ajungi să iei numele lui Dumnezeu în deșert. Cum încălcăm, dragii mei, poruncile lui Dumnezeu, cele 10 porunci? Vei încălca ziua de odihnă uneori din cauza că iubești banii. Când iubești banii mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu, nu o să mai vii la biserică duminica, chiar dacă ești liber și nu lucrezi, nu ești angajat neapărat. Dar ascultă-mă, pentru un 100, 200, 400 de euro în plus, duminica, super ofertă, mega imaj, tu ce-ți dă diavolul. Și pentru că iubești banii, vei ajunge să încalci această poruncă a principiului zilei de odihnă. Atunci când iubești banii, de exemplu, uitați-vă, vei ajunge să-ți necinstești părinții. Fiul lui Isipitor tocmai asta face când îi spune: dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Și cunoșteți foarte bine ideea că cine cerea înainte ca tatăl să moară era efectiv o formă de necinstire, de jignire a părintelui. Ce credeți că face omul ăsta? Pentru că iubește banii, nu-l interesează de tatăl lui, îl necinstește pe tatăl său. Mai mult de atât, uitați-vă, când oamenii ajung să iubească banii, unii vor ucide pentru bani. Există crime comise, dragii mei, din cauza banilor. Uitați-vă un alt mod de a încălca poruncile lui Dumnezeu. Există persoane care curvesc cauza banilor, pentru bani, prostituția. Mai mult de atât, uitați-vă, asta e românească, când iubești banii vei ajunge să furi, să încalci porunca lui Dumnezeu, să furi bani, bani care nu se cuvin, bani care nu sunt ai tăi. Atunci când iubești banii vei ajunge să mărturisești strâmb, să încalci porunca aceasta, să mărturisești strâmb. Doar ca să-i obții, vei ajunge să poftești. Când iubești banii, vei ajunge să poftești ceea ce are altul. Bă, vreau să fiu ca țiriac, să am și avion. M-am săturat de bicicletă, de trotinetă electrică, vreau și avion. Și vei ajunge să poftești la ceea ce Dumnezeu nu ți-a dat ție și o dat la altul. Astea sunt, uitați-vă, modalități practice, dragii mei, prin care de fapt noi cădem în această cursă. Există un text paralel în Evrei, capitolul 13 cu 5, sinonim cu subiectul ăsta. Și acolo spune în felul următor: să nu fiți iubitori de bani, ci spune acolo cuvântul lui Dumnezeu: mulțumiți-vă cu ce o aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Însă, dragii mei, știu ce mi se pare interesant? Este că îndemnul acesta este dat de către autorul epistolei către evrei. Se pare despre unii spun că ar fi vorba despre Pavel. Dar ce spune acolo? Să nu fiți iubitori de bani. Și mi se pare foarte interesant că acest om al lui Dumnezeu, autorul epistolei către evrei, avertizează, știți pe cine? Avertizează niște oameni despre care vă rog să vă uitați împreună cu mine în Evrei 10 cu 34 la 35, ce au făcut oamenii ăștia de dragostea lui Dumnezeu. Adică nu-i pentru cineva, dragii mei, care nu le păsa de Dumnezeu. Spune, auziți? Spune, în adevăr ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie ce? Răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai mare. Adică, mi se pare, într-un fel, poate vi se pare ciudat, cum adică să scriu unor oameni care, din cauza pentru că îl iubeau pe Dumnezeu, din cauza faptului că îl mălturiseau pe Hristos, au ajuns, dragii mei, să-și piardă toate averile, să li se fure averile, să li se ia cu sila. Pentru simplu fapt că îl iubeau pe Dumnezeu și credeau în Dumnezeu. Și acelorași oameni, ceva mai târziu, autorul le spune: atenție, să nu fiți iubitori de bani. Și de ce? Pentru că pericolul acesta, dragii mei, nu este unul pe care dacă l-ai învins odată, rămâne acolo. Ci este, se înnoiește parcă în fiecare zi, precum bunătatea Domnului și ispitele unor, să știți, au capacitatea de a se înnoi în fiecare zi. Azi ai biruit, azi ai reușit să biruiești iubirea asta, dar mâine poate să revină. De aceea fi foarte atent. Acum, haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Textul ne oferă câteva indicii foarte clare, argumente foarte bune. De ce nu poți iubi banii?
Ce nu poți iubi când iubești? Și este vorba despre bani. Primul aspect, primul argument pe care vreau să-l aduc este acesta. Nu avem voie, dacă vreți, nu trebuie să iubim banii. Știți de ce? Din cauza dorințelor pe care le produc în noi. Noi ca și creștini, ca și oamenii lui Dumnezeu, nu avem dreptul, dragii mei, să iubim banii din cauza dorințelor pe care le produc ele în noi. Uitați-vă versetul 9. Cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă. Și ne spune ce se întâmplă cu ei. Asta e o dorință. Vrei să te îmbogățești. Dar ascultați-mă, dorința aceasta, dragii mei, are un profund element emoțional. Și de foarte multe ori când ești foarte emoțional, nu mai ești rațional. Și marea problemă, dragii mei, este că ajungi să ai, spune aici în versetul 9, pofte nesăbuite. Asta înseamnă să nu mai fii rațional, să nu mai gândești bine, să te comporți uneori instinctiv și chiar animalic din dorința de a obține bani cu orice preț. Și de aceea, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne dă un avertisment pentru creștini. Atenție! Nu iubiți banii pentru că acești bani aduc cu ei, iubirea de bani, o dorință puternică. O dorință, dragii mei, de a obține cu orice scop suma respectivă, țelul, statutul respectiv pe care tu îl vrei, dezideratul după care alegi. Și atunci vei ajunge pe principiul acesta, scopul, scuză, mijloacele, îți vei schimba din cauza dorinței de a te îmbogăți, îți vei schimba prioritățile, nu o să mai ai timp de părtășie cu Dumnezeu, îți va consuma toate resursele pe care Dumnezeu le poți întâlne, timp, pasiune, energie, toate le vei consuma, le canaliza într-o direcție greșită. Mai mult de atât. Vei neglija pericolele inerente ale vieții. N-ai voie să iubești banii, pentru că dorințele pe care aceștia, iubirea de bani, le aprinde noi, dragii mei, pot fi foarte greu stăvilite. C.S. Lewis, un mare om al Dumnezeu, un apologet al veacului trecut, a spus în felul următor, și mi s-a părut foarte sugestiv ceea ce spune el despre dorințe. Poate că textul ăsta e puțin mai filozofic, dar ascultați-mă, are o profundă conotație spirituală. Problema noastră, spunea C.S. Lewis, de la ce primim se pornește omul acesta? Marea noastră problemă a creștinilor, de foarte multe ori, este aceasta. Nu este că nu avem dorințe. Problema este însă că dorințele bune, ideea de a te apropia de Dumnezeu, este mai mică decât dorința de a iubi banii, de a căuta bani, de a obține bani. Și atunci când o dorință este întrecută de cealaltă, îți va schimba toate prioritățile vieții. Ce spune omul acesta? A zis, propun următorul test. Dacă întreb 20 de oameni buni de astăzi, care crede este că e cea mai mare virtute din viața unui om? Sunt fel convins, spunea el, pentru că am încercat asta, 19 din 20 îți vor răspunde altruismul. Dacă vei întreba din 20 de oameni astăzi buni, oameni faini, de caracter, care este cea mai mare virtute, vor spune 19, cel mai probabil, altruismul. Dar, spunea, dacă ai fi întrebat în urmă cu câteva decenii, în urmă cu 100, cu 200 de ani, 20 de creștini autentici, dacă ai fi întrebat care este cea mai mare virtute, ți-ar fi spus iubirea. Care e diferența? Care e problema? Spunea Silius, e o mare problemă. Pentru că noi punem foarte mult accentul astăzi, vorbim despre altruism și nu mai vorbim despre iubire. Știți care este ideea, dragii mei? Altruismul acesta pornește de la premisa că e vorba de mine. Altruismul, dragii mei, problema este că se focalizează pe ideea abstinenței noastre. Uite ce am făcut eu. Uite la ce am renunțat eu. Uite cât am sacrificat eu. Și nu se mai accentuează, nu mai pune focusul. Hei, nu contează la ce am renunțat eu. Nu contează cât am sacrificat eu. Contează cum trebuie să se simtă cel care nu are. Pe mine nu mă interesează fericirea lui. Eu pun accentul din cauza altruismului ăsta egoist, spunea C.S. Lewis. Știți pe ce? Pe ce am făcut eu. Nu pe ceea ce trebuie să simtă oamenii aia. Pentru că, dragii mei, în mod implicit, care este următorul aspect aici? Noul Testament, dragii mei, are multe de vorbit despre lepădarea de sine, despre altruism, dacă vreți, despre sacrificiu. Dar altruismul nu este prezentat, lepădarea de sine, ca un scop în sine. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna că trebuie să ne lepădăm, dar întotdeauna vin după aia niște lucruri care le urmează. Trebuie să te lepezi, să-ți iei ce? Crucea și ce să faci? Să-L urmezi pe cine? Pe Iisus. Dacă îl urma pe Iisus este cea mai mare dorință a vieții tale,
nu o să ai niciodată problemă cu lepădarea de sine. Dacă pentru tine cea mai mare dorință este să umbli cu Dumnezeu, să-L cunoști pe Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu, să-L iubești pe El din toată inima ta, nu o să mai iubești banii. Care dorință e mai mare în viața ta? Întreabă-te acum. Care este cea mai mare dorință în viața ta? Știți de ce? Pentru că problema iubirii de bani, dragii mei, este una a dorințelor. Doi, nu putem iubi banii din cauza decepțiilor pe care aceștia le produc în viața noastră. Atunci când iubești banii, o să trăiești niște decepții foarte mari. Uitați-vă, versetul 9 spune cuvântul lui Dumnezeu, partea a doua, în felul următor. Cei care vor să se îmbogățească, din potrivă, ce fac? Cad în ispită, în ce? În laț. Tu crezi că e o chestie fain? Tu crezi că e un lucru wow? Dar de fapt e o mare cursă pentru tine și pentru viața ta. E o cursă teribilă, tu vezi partea plăcută, dar tu nu vezi partea dureroasă, tragică a problemei. Tu vezi lucrurile care sunt fain, tu vezi lucrurile care ți se pot oferi prin bani, dar tu nu vezi prețul pe care trebuie să-l plătești. Reclama aceasta, vreau să vă spun, reclama la iubirea de bani, dragii mei, e mult prea frumoasă, de fapt, la ceea ce îți oferă, în fond și la urmă urmei. De aceea va trebui să înțelegi în mod clar în această zi că banii nu sunt eterni, tu ești etern. Înțelege principiul acesta. Banii nu sunt eterni. Tu ești veșnic. Vei sta o veșnicie fie cu Dumnezeu, fie departe de Dumnezeu. Dar banii, dragii mei, nu sunt veșnici. Pentru că auziți ce spune versetul 7, spune aici, căci noi, zice Pavel, n-am adus ce? Noi n-am venit cu o sacoșă de bani când ne-am născut, nici nu plecăm cu ei nicăieri. Înțelege un lucru, banii nu sunt veșnici, de aceea dacă iubirea ta este pe ceva vremelnic, o să mai ai probleme în veșnicie. Tu ești etern. Prin natura pe care Dumnezeu a pus-o în tine, prin Duhul, prin sufletul care îl ai și care se întorc la Dumnezeu. Și pentru veșnicie vei fi cu sau fără de Dumnezeu. Banii nu sunt veșnici, dragii mei. Dar e foarte important să înțelegi că nu ducem cu noi nimic dincolo. Ray Stedman este un pastor care a relatat la un moment dat într-o carte de lui un lucru pe care l-a trăit pe propria lui piele. Zice, trebuia să meargă undeva la o conferință, a ajuns cu întârziere și la un moment dat la aeroport nu i-a mai venit bagajul. Ce mai întâmplă? Și a zis, mă, stăteam, dacă mai stăteam mult la aeroport, nu mai aveam timp să ajung la conferință. Și s-a dus repede, a luat un frate, dar nu avea decât, era îmbrăcat într-un tricou, un pantalon scurt, era foarte clar undeva în Florida, și a zis, mă, ce fac, unde? Și a zis, mă, oprește oriunde prinzi un magazin, orice, nu mă interesa, rapid de tot, ca să-mi iau un costum ceva și să mă ajung la biserică. Numai că singurul magazin pe care l-a găsit a fost un second hand. O intrat în second hand-ul ăla și a zis, domnule, dați-mi repede un costum că trebuie să ajung la biserică, sunt pastor, trebuie să predic. O zis, domnule, zice, noi vă dăm, dar bine, costumele noastre sunt puțin mai speciale. Adică, cum? Îs de la morți. Cum? Îs pentru slujbe de mormântare, dar, bă, nu mai contează, dă-l, e curățat, perfect, dă-l, adu-l repede, l-am probat, am luat. Și zice, la un moment dat, eram în biserică, predicam acolo costumul ăla. Deci, toți trebuie să murim. Și a zis, la un moment dat, am avut instinctul, tot timpul aveam o batistă în buzunar să caut. Și caut, bag mâna în buzunar și nu găsesc buzunarul. Bă, ce-i? Nu, caut din cont. Și la un moment dat, când m-am uitat, nu avea niciun buzunar. Și a zis, de ce m-am pus? Păi chiar, ce să faci cu ei dincolo? La ce să pui 50 de euro să treacă vama borșa, și că străiești 9 de văm și trebuie să dai la toți? Am fost undeva la mormântare, nu ți-a rucat cu bani, le băga bani la... să aibă ce să dezgroape ai noștri după aceea. Mă, nu mai dați de lucru la hoți. Pentru că noi de foarte multe ori, dragii mei, avem impresia că putem să ducem ceva cu noi, de fapt nu putem duce nimic. Ascultă-mă, nu ai nevoie de bogății pentru a fi fericit. Nu crezi. Frate Dorel. Versetul 8. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Dacă avem dar, cât de simplu ar fi viața dacă mă înțelege principiul ăsta? Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Nu ai nevoie de bogății ca să fii bogat. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, 11 la 13, în Evrei 13 cu 5. Mai mult de atât, iubirea de bani, dragii mei, știți ce face? Hrănește o iluzie de șarte. Eclesiastul 5 cu 10, vă rog să urmăriți. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată. Niciodată. Cine iubește banii,
Când iubești banii, oricât de mult ai avea, oricât de mult ai pune și azi, și mâine, și poi mâine, știți care e problema? Nu te saturi niciodată. Și vreau să înțelegem, dragii mei, că asta ne spune și cuvântul lui Dumnezeu, de fapt. Iubirea de bani hrănește o iluzie deșartă, iluzia că vei fi satisfăcut. Când ai, îți trebuie mai mulți. Și când ai, într-adevăr, îți trebuie să o spunem și pe aia românească. Dar cred că există un echilibru, dragii mei, care putem să trăim din punct de vedere spiritual. Trei. De ce nu poți iubi banii? Nu poți iubi banii, dragii mei, mai apoi din cauza distrugerilor pe care le produc în viața noastră. Banii aduc niște distrugeri în viața noastră. Și, dragii mei, pagubele acestea sunt foarte mari. Vreau să vă spun că iubirea de bani a distrus biserici. Iubirea de bani a distrus păstori. Iubirea de bani a distrus evangheliști. Iubirea de bani a distrus proroci autentici la un moment dat. Iubirea de bani a distrus proiecte misionare, lucrări puternice. Iubirea de bani poate să distrugă. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 9? Spune așa. Și zice, au căzut în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în ce? În prăpăd și pierzare. Te distruge. Iubirea asta de bani te distruge. A distrus, dragii mei, atât de multe lucrări. A sufocat de foarte multe ori un spirit misionar pe care anumite biserici le-a avut. Nu o să niciodată că am citit despre o biserică de undeva din Texas. Știți că acolo unde sapi, din creșteală dai cu sapa, sare petrolul. Și la un moment dat era o biserică care avea o proprietate destul de mare, frumoasă, o luat-o frații câteva acri de teren. Și s-a descoperit la un moment dat un important zăcământ de petrol exact sub biserică. Era o biserică săracă, frață, ca români, eu plâng sărăcia și nevoile și neamul, era pe tonul. Și dintr-o dată au aflat frații, erau vreo 60 în toată biserica, au aflat că stau pe o pungă de petrol. Și a venit cineva de la compania petrolieră, de la Exxon, vrem să vă cumpărăm, așa, când au auzit ăștia despre ce bani e vorba, au zis, ședință, adunarea generală a bisericii, numai membrii bisericii, atenție, fără prieteni să nu mai vină nimeni la biserică, duminică, nimeni, nici aparținător, nici nimic. Vreau să vă spun, s-a făcut adunarea generală a bisericii, s-a ajuns la următoarele trei concluzii care au fost stabilite și votate în unanimitate de toți oamenii din biserică în frunte cu păstor. Acum aș zice o chestie românească, putea să le fie rușine. Dar auziți, au decis primul lucru, să dea în exploatare toate resursele de petrol găsite, să le concesioneze, contra cost, bineînțeles. Doi, au decis ca toate veniturile obținute din exploatarea petrolului să fie împărțite egal tuturor membrilor. Nu așa că ai fi vrut să faci parte din biserica aia? Și trei, au decis că nu vor mai primi niciun membru nou în biserică. Ce misiune, ce împărăția lui Dumnezeu, ce ucenici. Vedeți, băieți, să vină dividendele. Și uitați-vă, asta e un caz real, apropo. Și uitați-vă, dragii mei, cum banii reușesc să strice o întreagă viziune a unei lucrări. Pentru că uitați-vă, nu e primul caz în biserică, Apocalipsa, capitolul 3 cu 17, biserica din Laodicea, și se spune, pentru că zici, cum îs? Pentru că zici, sunt bogat! M-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, înrocit, sărac, orb și gol. Asta spune Dumnezeu. Și te crezi bun și grozav. Bă, ce avem, să vezi cât avem. De fapt, nu mai e nimic. Pentru că banii pot să te distrugă. Iubirea de bani te poate distruge. Uitați-vă care sunt consecințele clare, căderea în ispită. A doua consecință aici, sunt pofte nesăbuite și vătămătoare. Pofte nesăbuite și vătămătoare. Vă aduceți aminte, zilele acestea a izbucnit un scandal mare de tot în presă și faptul șocant este că niște fotbaliști profesioniști italieni, oameni buni, nu vorbim de ai noștri din divizia inexistentă, vorbim de jucători care câștigă unii de ordinul milioanelor de dolari, au contracte anuale de zeci de milioane poate. Vorbim de jucători care sunt angrenați în marile cluburi ale Europei, italieni, o singură chestie, latin ca și noi. Și ce au făcut ăștia? S-a descoperit, dragii mei, că foarte mulți, jumate aproape, cred, am înțeles că din Naționala Italiei, jucau la pariuri sportive. Și când ești fotbalist profesionist, nu ai voie să pariezi
la jocuri sportive, la meciuri de fotbal. Culmea este că pariau pe meciurile lor. Băieți, astăzi trebuie să pierdem cu orice preț, că trebuie să câștigăm după aia. E un scandal monstru. Și ce mi se pare fain? Că din toată povestea asta relatată în presă, un român a ieșit bine. Unul de-al nostru, drăgușin, am înțeles, l-a împrumutat pe unul și la nimeni de banii. Italian. 2 milioane de dolari. Un fotbalist. Acum la datorii. În câteva luni de zile. Nu vi se pare ciudat să ai bani, să câștigi milioane de dolari pe an și să nu-ți ajungă? Și să vrei mai mult? Și să ajungi să faci lucruri care știu că îți pot distruge cariera, pentru că ei vor avea o suspendare de jumate de an, un an de zile în unele cazuri. Îți distruge cariera, viitorul. De ce? Pentru că iubești banii. Pentru că vrei câștig. Și pentru că ignori toate principiile, ajungi, zice aici, pofte nesăbuite. Ce înseamnă nesăbuință? Înseamnă iraționalitate, nebunie, dacă vreți. Asta face iubirea de bani cu noi. Iacov, capitolul 4, spune, cu versetul 1, de unde vin luptele și certurile între voi? Uitați-vă, dragii mei, ce fac poftele. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi, zice, poftiți și nu aveți și spune, ce faceți? Ucideți? Invidiați? Și nu izbutiți? Acolo te duce. E o nebunie. Iubirea de bani, dragii mei, te duce în zona iraționalului, în zona nebuniei. Mai mult de atât, uitați-vă, a treia consecință este prăpăt și pierzare. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, aici, zice, pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și în pierzare. Și auziți că iubirea de bani este rădăcina tuturor relor și unii care au umblat pe după ea, zice, ce au făcut? Au rătăcit de la credință. Iubirea de bani, dragul meu, ascultă-mă ce spun, te va duce în rătăcire spirituală cele din urmă. Te vei pierde. Și îți pierzi mântuirea, îți pierzi veșnicia, pentru că ajungi să iubești ceva mai mult decât îl iubești pe Dumnezeu. Uitați, avem în cazuri concrete aici în Biblie, zice, și aici, dragii mei, spune un principiu și apoi dă niște exemple, zice că unii care au umblat, adică zice Pavel, eu știu pe unii care au umblat, eu știu pe unii care iubesc banii mai mult decât pe Dumnezeu și s-au distrus și s-au pierdut și astăzi nu numai la credință. Dar mai mult de atât, dragii mei, avem în Biblie, avem pe unul care a stat lângă Hristos 3 ani și jumătate, l-avem pe Iuda. Oameni buni, dumneavoastră realizați că Iuda a exorcizat? Realizați că prin mâinile lui Iuda, dragii mei, prin rugăciunea lui au fost oameni eliberați și vindecați? Asta ne spune Matei capitolul 6 și Marcu 6. Adică omul ăsta, dragii mei, a fost folosit de Dumnezeu și în același timp ajunge în cele din urmă. Ca iubirea de bani, mai ținea punga. Și mai lua din ea, își lua el zecioala, băga TVA-ul și spune Biblia că a ajuns, știți bine unde? De unde a pornit tot asta? Iubirea de bani. 4. Ca să nu iubești banii însă, trebuie să iei niște decizii. Iubirea de bani, dragii mei, e foarte periculoasă din cauza dorințelor, din cauza deziluziilor, din cauza distrugerilor pe care le aduce în viața ta. Dar ascultă-mă, ca să nu iubești banii, trebuie să iei niște decizii. Și sunt aici, dragii mei, 4 verbe care ne spun clar ce trebuie să facem. Versetul 11, prima atitudine pe care trebuie să o ai practică dacă vrei să scapi de iubirea de bani, dacă vrei să te desprinzi, dacă vrei să nu ai o problemă cu asta, spune cuvântul lui Dumnezeu, îi zice Pavel lui Timotei, ai văzut ce se întâmplă cu aia care iubesc banii, ai văzut ce se întâmplă, ai văzut unde duce, nenorocie, distruge, rătăcere de la credință, dar zice, iar tu, om al lui Dumnezeu, primul lucru pe care să-l faci, ce este? Fugi! Fugi! Fugi de ce? Fugi de aceste lucruri! Fugi mâncând pământul de iubirea de bani. Asta este primul pas practic pe care trebuie să-l faci. O fi vorba românească, rușinoasă fuga, dar e foarte sănătoasă. Dragii mei, aici Biblia ne recomandă să fim sprinte, să fim cei mai buni alegători, Usain Bolt, să fim toți, să fugim de asta. Pentru că e un mare pericol, de aia trebuie să iau o decizie în seara asta. Ai o problemă cu asta? Vezi, spune frate Dorel, dar noi nu suntem bogați. Cine a înțeles că predica asta e pentru bogați, cine a înțeles că subiectul ăsta e pentru bogați, poate că n-a înțeles aproape nimic. Aici, dragii mei, auziți, versetul 9 spune, cei ce vor să se îmbogățească.
Cei care tot îți luați cu Top Forbes, Capital 300, cine e cei mai bogați români, l-au detonat pe calei pățirea sau nu? Cine-i? Elon Musk, Jeff Bezos, cine e cel mai bogat? Vreau să fiu și eu acolo, vreau să fiu și eu acolo, vreau să strâng, vreau să fac, vreau să-mi adun. Și când lucrul ăsta ajunge obsesie și când ajunge la iubire, ai o problemă și Biblia spune, ascultă-mă, zice, fugi! Fugi de lucrurile acestea, uitați-vă, pasul următor, versetul 11b, zice, spune cuvântul Dumnezeu, zice, și caută, fugi, dar ascultă-mă, în timp ce fugi, trebuie să ai și o direcție, să cauți ce? Neprihănirea. Antidotul pentru iubirea de bani este să cauți neprihănirea. Antidotul pentru iubirea de bani este să cauți mai apoi evlavia. Mai mult de atât este să cauți credința, să crezi în promisiunile lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu te va lăsa. Mai mult de atât, antidotul, dragii mei, pentru iubirea de bani este să cauți iubirea. Este mai apoi, uitați-vă, să ai răbdare. Să spui, ei, știu că Dumnezeu mă va binecuvânta, dar nu vreau eu să mă binecuvântez pe mine. Știu că Dumnezeu ce mi-a promis va face în viața mea și am răbdare. Că știu că vine un timp, că vine o fereastră pe care Dumnezeu mi-o va da de oportunitate. Un alt antidot este blândețea. Să fii blând. Să fii un arogant, să nu fii un fumurat care îi dai pe toți la o parte pentru că tu vrei să obții ceea ce îți dorești. Care un alt sfat practic aici? Uitați-vă versetul 12, luptă-te! Ce să faci? Să fugi! Pasul 2, caută! Pasul 3, luptă-te! Adică, și ce spune, dragii mei, Pavel aici lui Timotei? Canalizează-ți toată energia în lupta asta! Nu te lupta să faci mai mulți bani, nu te lupta să strângi mai mult, ai grijă pentru că iubirea de bani e o cursă, dar atenție, caută să te lupți! Dar ce luptă? Lupta cea bună a credinței! Canalizează-ți toată energia, toată pasiunea, tot ce a pus Dumnezeu în tine, în mod special în zona asta. De ce? Pentru că trebuie să mai faci un lucru. Și spune mai apoi, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Când să o apuci? Verbul la timpul prezent. Nu a zis, de mâine să apuci. A spus, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Apuc-o. Acum. Va trebui să luăm niște decizii în seara asta. Nu trebuie să ai probleme cu iubirea de bani, că ești bogat. Ascultați-mă, am întâlnit în viața mea mai mulți bogați care nu iubesc banii. Și am întâlnit lipiți pământului, vorba aia, care capul toată ziua e numai la bani. Să visează toți Bill Gates. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Fugi, caută, luptă-te, pucă. Dar ca să nu iubești banii, uitați-vă, e un text superb, Matei, capitolul 6, cu 19, până la 31, nu o să-l citesc tot, dar uitați-vă, vă rog să vă uitați principiile. Ca să nu iubești banii, trebuie să-ți cauți un loc bun în care să investești. Ca să nu iubești banii, știți ce trebuie să faci? Uitați-vă, Matei capitolul 6 cu 19. Caută-ți un loc bun de investiție. Unde? Nu vă strângeți comori și averi pe pământ, unde pierd, unde se duc, ci strângeți-le unde? În cer. Ca să nu iubești banii, trebuie să-ți cauți un loc bun. Uitați-vă, succesiv, în același text, dragii mei, ne prezintă cuvântul Dumnezeu, ca să nu iubești banii, trebuie să ai o vedere bună. Pe lângă un loc bun în care să investești, trebuie să ai o vedere bună. Uitați-vă Matei capitolul 6 cu versetul 22. Spune, ochiul este ce? Lumina trupului. Dacă este sănătos, tot trupul va fi cum? Plin de lumină. Ca să nu iubești banii, nu mai trebuie să ai grijă să-i pui într-un loc bun. În sensul de investiție, strângeți acolo. Fii altruist, fii generos, dăruiește. Vindecă-te de egoism, iubește din toată inima ta, pune într-un alt loc. Dar trebuie să ai și o vedere bună.
Pentru că spune în Deuteronomul, capitolul 15, cu 9, John MacArthur a făcut legătura asta foarte faină aici, legat de vedere. Vezi? Să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta. Acts se apropie anul al șaptelea, anul iertării, vezi? Să n-ai un ochi. Deuteronomul 15, cu 9. Vezi să n-ai un ochi fără milă. Pentru cine? Pentru fratele tău. Vezi să nu ai un ochi fără milă. Ce înseamnă să nu ai milă? Să fii egoist. Când ai un ochi fără milă, și ce se întâmplă? Ochiul tău nu e mai bun. Știți cum poți să-ți curățești ochii? Știți care este picăturile ale pentru ochi spirituale ca să începi să vezi bine? E milostenia? E dărnicia? Generozitatea va da sănătate ochiului tău. Egoismul? Boală. Dar ca să nu iubești banii, trebuie să mai ai o chestie. Pe lângă un loc bun, pe lângă o vedere bună, trebuie să ai și un stăpân bun. Pentru că spune Matei, capitolul 6, cu 24, ori Dumnezeu, ori mamona. Atât. Cine e stăpânul tău? Că dacă iubești banii, Dumnezeu nu-i stăpânul tău. Și spune din nou Evrei, capitolul 13, cu 5, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși, ascultați, porunca asta, dacă vreți, interdicția asta, e argumentată, știți de ce? De faptul că cineva se îngrijește de tine. Auziți? Căci El însuși a zis, adică Dumnezeu, nu altcineva, n-am, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Nu mă voi teme. Nu iubesc banii pentru că îl iubesc pe Dumnezeu mai mult. Și pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu. Și când mă încred în Dumnezeu, când am credință în Dumnezeu, știu că El nu mă va părăsi. Știu că El nu mă va lăsa. Haideți să ne încheiere, să ne trecem puțin viața prin niște teste, înainte să ne rugăm. Îți poți să-ți dai seama dacă iubești banii în mod practic, știți cum? Dacă petreci mai mult timp gândindu-te la cum poți câștiga mai bine decât cum poți munci mai bine. Când te duci la lucru, care e motivația ta? Să câștig mai mult? Sau să fiu mai disciplinat? Sau să imprim calitate în munca mea? Pentru că ascultă-mă ce spun. Modul în care muncești îl va onora pe Dumnezeu în anturajul în care tu ești sau va dezonora pe Dumnezeu. Dacă te vede pe tine pocăit, care tragi chiulul toată ziua, eu nu mai poți. Lasă că câștigă ăștia, lasă că-s patron, lasă că ăștia au bani, lasă că ne exploatează. Sau să spună, bă, 8 ore? Da, 8 ore lucrăm. 8 ore lucrăm. Care-i motivația ta? Și cum îți dai seama că iubești mai mult banii? Dacă nu te interesează munca pe care o prestezi, o faci din scârbă. Să fie făcut. Iubești banii dacă niciodată nu ți ajung cât ai. Asta e un test prin care îți dai seama că iubești sau nu banii. Dacă niciodată nu ți ajung. Mă, oricât ai avea, nu ți ajung. Când nu ți ajung niciodată banii, ascultă-mă ce spun. Tu iubești. Pentru că e ceva ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu în Ecleziastul. Nu te saturi niciodată. Nu te saturi, o poftă de care nu te mai saturi. Iubești banii când te supără ideea de a-i da. Mai ferice este să... O zis, frate, ține fericirea aia pentru tine. Mie dă-mi-o pe aia la altă să primesc. Nimeni nu vrea să fie fericit.
în direcția asta. Ne vrem să fim fericiți că primim, nu cădăm. Ascultă-mă, când te deranjează ideea că trebuie să dai bani, ai o problemă mare, înseamnă că iubești bani. Și nu mă refer la guvern, și nu mă refer la TVA, și nu mă refer... Mă refer, de exemplu, la biserică. A, frate Dorel, ești păstor, normal că vrei să... Nu, nu. Dacă, ascultă-mă ce spun, dacă pentru tine zeciuială o chestie de obiectiv și nu realitate încă după 5 ani de pocăință, după 10, după 20, îmi propun, frate, cu ajutorul lui Dumnezeu de la anul vreau să dau și vreau. De 20 de ani te vrei. Ca România în Schengen, noi tot vrem, dar ei nu ne vor. Îmi propun să dau, nu o să dau niciodată. M-a impresionat ce am citit într-o carte autobiografică lui J.D. Rockefeller, cel mai bogat om de la vremea lui. Știți, ăla care a fondat familia, clanul cum cu masonii, mă rog, ce ocultă mondială, nu mă bag. Dar știu că omul a avut niște chestii faine în viața lui și a fost un om chiar credincios. Ce a spus J.D. Rockefeller? A fost Jeff Bezos, ascultați-mă, e copil mic pe lângă ce bani a avut ăla până anii 20. Dar J.D. Rockefeller a zis următorul lucru. A zis, dacă n-aș fi putut să dau zecioala din $3 pe care îi câștigam pe săptămână, n-aș fi putut să ajung astăzi, avea 70 de ani aproape, să dau sute de milioane de dolari în banii noștri, miliarde. La biserici, la centre de misiune, la spitale, la orfelinate, la zile. Dacă nu puteam să dau din $3 pe săptămână, cât câștigam și munceam pe brânci, n-aș fi putut să dau nici acum când am miliarde și miliarde. Iubești banii, știi când? Atunci când păcătuiești ca să-i obții. Când păcătuiești ca să obții bani, tu iubești mai mult banii decât îi iubești pe Dumnezeu. De când îți poți da seama că ai o problemă cu iubirea de bani? Când îți place să etalezi ceea ce poți cumpăra cu ei sau ce ți-ai cumpărat cu ei. Când vrei să etalezi, când vrei să te arăți, e o problemă, e un semn că ai o iubire de bani. Frate Dorel, noi suntem săraci, suntem români. Am înțeles că iubirea de bani e problema și a săracilor și a bogaților. E o problemă pe care au și tânării și cei mai trecuți prin viață. E o problemă pe care au și bărbații și femeile. E o problemă pe care o avem toți. Dar ascultă-mă ce spun, iubirea de bani te va duce la pierzare și spune acolo, s-au rătăcit de la credință. Să ne păzească Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm astăzi în picioare și să venim înaintea Domnului. Am ascultat o predică săptămâna asta, mi-a plăcut rugăciunea, dar am zis, nu cred că ar merge în contextul nostru. Pastorul îndemna pe toți oamenii din biserică să ridice portofelul în sus, să pună mâna pe el și să spună, mă eliberez, nu facem din asta. Sau îmi face? Nu știu cum v-ați rugat, vă spun sincer. Dacă v-ați botezat, botezați-vă și portofelul. Iubiți pe Dumnezeu mai mult decât banii. Ai o problemă. Ai o problemă că trebuie să dai? Îți place să-ți arăți ce s-ai cumpărat cu ei? Cred că ar trebui să ne rugăm Domnului în seara asta. E un moment de reflexie, un moment de pocăință pentru noi. Știți de ce? Pentru că pe radarul conștiinței noastre asta nu e o problemă prea mare. Curvia. Ai zis ce a făcut? O spart, o dat, o făcut. Dar iubirea de bani? Am întrebat sincer. Când Dorel, tu ești păstor, ai pus vreodată sub disciplină un om care iubește banii? Nu, dar cred că ar trebui să încep. Mă, nu știu cu cine. Și avem noi penticostale o cântare. Să te uiți întâi la tine, dragul meu. Și să vezi dacă îi place lui Dumnezeu.
Așa că nu o să mă uit la nimeni astăzi, mă uit la mine. Și fiecare de aici trebuie să ne uităm la noi. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu lăsa ca iubirea de bani să te despartă de iubirea de Dumnezeu. Haideți să ne pocăim înaintea Domnului. Haideți, dacă trebuie să luăm decizii noi, să le luăm în seara asta. Haideți să spunem: Doamne, recunoaștem că avem probleme în zona asta, dar trebuie să ne pocăim. Tu ești aici, eu știu că Tu poți să ne schimbi viața. Haideți să ne rugăm Domnului.